Se anunță un spectacol de teatru de zile mari în data de 5 decembrie 2022 la Palatul Culturii Teodor Costescu. Actori numiți precum Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu vor veni pe scena severineană spre încântarea spectatorilor. Cu micu mare, luni 5 decembrie, ora 19, sunteți invitați la teatru. Un spectacol eveniment, un spectacol cu actori cunoscuți și arhicunoscuți. Un spectacol de are sub plânsul. Este vorba despre spectacolul Dă-i bătaie. Acesta este premiera momentului, un spectacol actual ce demontează stereotipuri, sparge taburi și spune lucrurilor pe nume într-un parcurs în care de la hoho de râs la fior de plâns și viceversa nu este decât un pas. Biletele se găsesc la agenția teatrală din cadrul Palatului Culturii, iar prețul unui bilet este de 120 de lei. În această seară, în premieră absolută împreună cu colegul meu Andrei Bogdan. Bună seara! Eu sunt învățător. Autorul moral al acestui caz. Și dacă eu rămân cu eticheta asta... Deci recunoașteți că... Aia blânduță? Vă admiră mult. În cele 7 scene ale spectacolului, care se derulează cinematografic, rapid și provocator, publicul este prins de tumultul acțiunii și purtat într-o poveste profund umană și cu adevărat memorabilă. Spectacolul reunește 7 actori de top ai teatrului și filmului românesc, 7 actori ce s-au reunit pentru prima dată într-un spectacol: Mirela Oprișor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medea Marinescu, Șerban Pavlu și Andy Vasluianu. Invitația regizorului Vlad Zamfirescu este într-o lume construită de sus până jos din aparențe care devoalează înciocnirea din studioul de televiziune, acolo unde măștile încep să cadă. Bucuria revederii cu publicul severinean o aștept de mult, deci vă așteptăm la teatru, a transmis Vlad Zamfirescu.